Biserica Sfântul Simeon din municipiul Suceava a obținut fonduri europene pentru restaurarea, consolidarea și reabilitarea monumentelor Turnul Clopotnița și Biserica Sfântul Simeon. Anunțul a fost făcut de preotul paroh Constantin Ciupu, care a precizat că biserica a fost supusă unor lucrări de reabilitare, dar până la un punct, deoarece nu au mai fost fonduri pentru continuare. În anul 1994, deoarece Biserica Armeană din România nu mai avea credincioși care să susțină activitatea cultică și din punct de vedere religios și financiar, s-a adresat Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților pentru a prelua de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților Biserica Monument și Turnul Clopotniță în vederea folosirii și restaurării sau ale restaurării și folosirii. Cred că aceasta, din urmă, este forma corectă. Pentru a putea folosi, trebuie întâi să faci funcțional un obiectiv. Biserica a suferit în sens pozitiv ample lucrări de consolidare, restaurare și aceste lucrări au fost finanțate de către statul român prin Ministerul Culturii și alte instituții abilitate pentru a susține acest gen de activități. Și am ajuns cu această lucrare în faza care se poate vedea. Am avut această ocazie pentru a putea accesa fonduri europene și să putem continua consolidarea turnului, restaurarea și punerea în valoare și mai ales amenajarea acestui loc ca un suport pentru activitatea civică, formarea conștiinței civice a locuitorilor acestui cartier pentru dezvoltarea sentimentului religios și a trăirii morale. Directorul Direcției pentru Cultură și Culte Suceava, Aurel Buzincu, a precizat că în Suceava există deja în derulare mai multe proiecte de acest fel. Încă un lăcaș de cult ortodox care beneficiază de finanțare europeană, adică de un sprijin financiar din banii noștri și nu, cum se spune, pe aici, pe acolo, din banii noștri, pe care trebuie să-i administrăm cu mare grijă și cu folos, banii noștri de membru al Uniunii Europene. Județul Suceava este probabil în vârful listei beneficiarilor de felul acesta, pentru că există deja mai multe experiențe, există proiecte încheiate. Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a ținut să mulțumească celor care s-au implicat pentru obținerea acestor fonduri, deoarece era un monument care necesita reabilitare. Valoarea e impresionantă și e, dacă vreți, în concordanță cu nevoile care sunt la acest monument de patrimoniu, atât Biserica Sfântul Simeon cât și Turnul de Clopotniță. Sunt aproximativ 1,5 milioane de euro, ceea ce înseamnă că adunat cu valoarea de la Putna, care tot în acest an a început, cu valoarea de la Piațeta Papa Ioan Paul al II-lea de la Cacica, se ridică pentru Suceava, dacă vreți, la peste 5 milioane de euro, care vin pentru zona de patrimoniu, zona de culte și sigur că e o bucurie importantă pentru noi că suntem în măsură să putem investi acești bani europeni, dar și bani guvernamental, pentru că există și cofinanțare națională la acest proiect, la un monument care provine din trecut, secolul XVI-XVII, dintr-o zonă care pentru noi, România, însemna foarte mult. Prezența armeană la acel moment și care sigur s-a întins pe câteva secole și astăzi avem încă elemente care compun acest spațiu multicultural cultural din Suceava și cu componenta armeană, a însemnat dezvoltarea, a însemnat comerț, a însemnat religia, a însemnat creștinism, a însemnat bună conviețuire.